Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Iată mai întâi care sunt principalele titluri ale acestei ediții. Accident de circulație provocat de un șofer băut și fără permis. Locurile de parcare, veșnica problema municipalității. Coplata, o necunoscută pentru giurgiuveni. Apel pentru solidaritate lansat de Crucea Roșie. Ghișeu nou pentru plata taxelor și impozitelor. Ca să obții un loc de parcare în municipiul Giurgiu, te cerți cu tot cartierul. Opățesc șoferii care din lipsa unui loc de parcare ajung să-și lase mașinile pe locurile de reședință sau chiar pe trotoare. Și de aici începe aventura. Nu de puține ori s-a întâmplat ca șoferii care parchează pe locurile plătite de alți giurgiuveni să-și găsească mașinile avariate. De la o zi la alta, numărul mașinilor din municipiul Giurgiu crește simțitor, iar locurile de parcare pentru proprietarii de autovehicule devin insuficiente. Cele mai multe probleme le întâmpină șoferii care ajung între blocuri, acolo unde o parte din locurile de parcare sunt ocupate prin plată de locatari. Printr-o hotărâre a Consiliului Local și un regulament de repartizare a locurilor de parcare de domiciliu din municipiul Giurgiu, acestea vor intra într-o amplă reorganizare pentru evitarea situațiilor conflictuale dintre locatari, dar și pentru o mai bună gestionare a locurilor de parcare adiacente ansamblurilor rezidențiale din oraș. În anul 2010 a fost aprobată o hotărâre de Consiliu privind statutul acestor parcări și modul cum ele se vor atribui persoanelor care locuiesc în zona respectivă. Pentru că nu era foarte explicită vis-a-vis de modul de atribuire. Era pe bază de cerere și atribuire directă, am considerat că este mai mare transparență să dăm aceste locuri de parcare prin licitație. Și în anumite condiții și cum se fac acea repartizare efectivă și în 2012, în iulie, consilierii au aprobat o hotărâre de Consiliu care stabilește foarte clar cum se vor da aceste locuri de parcare. Locurile de parcare de domiciliu vor fi repartizate, respectiv licitate, numai după amenajarea, semnalizarea corespunzătoare, marcarea și numerotarea lor de către serviciile de specialitate. Am preluat, începând cu ianuarie, fondul locativ și aceste parcări și contractele de închiriere și toate contractele care priveau domeniul public, strict locuri de parcare sau garaje, le-am preluat într-un serviciu al primăriei. Luna aceasta, la peste 3 zile, joi, în cadrul ședinței de Consiliu Local, se va legifera această preluare, urmând ca din februarie contractele și toată procedura să se facă prin primărie, iar încasarea contravalorii acestei chirii să facă prin Direcția de Impozite și Taxe, iar banii să rămână la primărie. De asemenea, pentru utilizarea locurilor de parcare de domiciliu se vor elibera abonamente pe baza cărora se va permite folosirea locului de parcare de către deținător. În acest moment, în municipiul Giurgiu au fost identificate peste 3.000 de locuri de parcare, dintre care doar 41 sunt închiriate. De la începutul anului și până acum, numai 5 giurgiuveni au solicitat atribuirea unui loc de parcare de reședință. Cu foarte mulți ani în urmă a început renovarea Parcului Elevilor, o renovare care încă nu s-a terminat. În timp ce alții construiesc cartiere întregi, la Giurgiu asfaltarea unor alei și reînnoirea unor locuri de joacă este treabă anevoioasă și ca și cum lentoarea renovării nu ar fi de ajuns, giurgiuvenii se întrec și ei în a distruge. Urmăriți rubrica Inima Târgului. Parcul Elevilor este de zeci de ani loc de joacă sau de promenadă pentru giurgiuvenii care locuiesc în cartierul Policlinică. În vremurile comuniste, parcul figura ca al doilea din România la capitolul amenajări pentru karting, fiind un loc îngrijit și apreciat. Trecerea timpului nu a fost însă generoasă cu acest loc, iar oamenii sunt chiar mai puțin generoși. Dacă locurile de joacă au ajuns părăginite datorită uzurii, lampadarele din parc cad săptămânal victima unor indivizi, ce probabil vor ca parcul să fie cufundat în întuneric. Conduita civilizată și atitudinea civică rămân simple vorbe.
Mai nou, terenul de minifotbal din parc, cândva mândria sportivilor de ocazie, a ajuns de nerecunoscut. La vremuri noi, aceeași lume pestriță inventează preocupări noi, așa că terenul de sport a ajuns loc de recreere pentru câinii cu stăpân și teatru de antrenament pentru stăpânii de câini cu pretenții. Și la final, în loc de morală, să reamintim că suntem un popor vesel în stare să se reinventeze la nesfârșit. Mai trebuie doar să ne inventăm. Hamburgerul și shaorma au devenit mâncare națională la români. Aproape 400.000 de oameni își pun sănătatea în pericol prin consumul zilnic de produse fast food. Au un gust bun, se prepară rapid și nimeni nu se mai gândește la efectele nocive pe care le au aceste produse asupra organismului. Potrivit nutriționiștilor, românii mănâncă mult și prost. Ultimele statistici arată faptul că românii mănâncă zilnic peste 220.000 de bucăți de shawarma, iar într-un an consumul ajunge la peste 2 miliarde de euro. Chiar dacă mâncarea de la fast food-uri conține destul de multe calorii și grăsimi nesănătoase pentru organism, multă lume o preferă. În fiecare zi, giurgiuvenii iau cu asalt fast food-urile din centrul orașului, fără să se gândească la consecințe. Consumați des produse de la fast food? Da. Credeți că sunt sănătoase? Nu. Dar de ce alegeți să le consumați? De abilitatea de a mânca, de a servi o masă caldă. Da? Și crezi că sunt sănătoase? Da. Și atunci de ce alegi să le consumi? Pentru că da. Credeți că sunt sănătoase produsele de aici? Păi nu știu dacă sunt sănătoase, dar asta e, altceva ce fac. Nu mâncați altceva? Ba da. Dar de foame? Da, la școală, fiecare zi. Crezi că sunt sănătoase? Da, și atunci de ce mănânci? Plecat de la 8 acasă, am avut meditație și cu foame. Că știu cum sunt sănătoase, da. Și sunt și ieftine, nu? Nu chiar. 5 lei am dat pe c***a. România ocupă locul 3 în Europa la obezitate, cu 50% din populație supraponderală și 25% obeză. Rău stăm și la capitolul obezitate infantilă, unde 40% dintre copii suferă de această boală cronică. Un șofer giurgiuvean bine băut și cu permisul de conducere suspendat a provocat un accident de circulație în municipiu Soldat cu importante pagube materiale. Vinovatul a refuzat testarea cu aparatul Dräger și recoltarea probelor biologice. În seară, pe strada Gării din Giurgiu, un autoturism Dacia nu a păstrat distanța și a intrat într-o mașină din fața sa, provocând serioase pagube materiale. Șoferul Dacia, un giurgiuvean de 35 de ani, se afla, potrivit polițiștilor, sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, precum și recoltarea probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Pe deasupra, în urma verificărilor efectuate de către oamenii legii, s-a constatat că bărbatul avea și permisul de conducere suspendat, deci nu avea dreptul să circule cu mașina pe drumurile publice. Având în vedere aceste motive, șoferul în cauză este cercetat în stare de libertate pentru refuzul recoltării de probe biologice, dar și pentru faptul că a condus un autoturism pe drumurile publice, având acest drept suspendat. Niciunul din cei doi șoferi implicați în accident nu a fost rănit. Giurgiuvenii au un nou loc unde își pot plăti taxele și impozitele locale. Pentru a veni în întâmpinarea celor care au de plătit dări la bugetul local sau amenzi, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu a deschis un nou ghișer de colectare. Pe lângă vechea casierie la care giurgiuvenii plăteau dările, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu a deschis un nou ghișeu de colectare a taxelor și impozitelor. Ghișeul funcționează pe strada Mircea cel Bătrân 36, lângă sediul Inspectoratului Poliției de Frontieră Giurgiu, vis-a-vis de Parcul Alei. Această inițiativă reprezintă practic un prim pas al unui proiect mai amplu pe care Direcția de Impozite și Taxe Locale și l-a propus anul acesta, mai exact creșterea accesibilității contribuabililor la ghișeele
Direcție de Impozite și Taxe, dar și asigurarea unui suport fiscal, o informare mai bună a acestora, comparativ cu anii precedenți. Cui aparține această inițiativă? Aparține atât primăriei, cât și conducerii Direcției de Impozite și Taxe și vă mărturisesc că la acest punct de încasare, ca de altfel și la celelalte care vor fi deschise, pentru că nu vă ascund, vor mai fi și altele, se încasează nu numai taxe pentru eliberarea permiselor de conducere sau pentru radieri autovehicule, ci și celelalte categorii de taxe și impozite locale, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. La ghișeul Noii Casierii pot apela atât persoane fizice cât și juridice, iar programul este de luni până vineri, între orele 8.30 și 14.30. Începând din 1 martie, va intra în vigoare o nouă taxă în domeniul sanitar ce poartă numele de coplată. Taxa va fi plătită la externare și nu va depăși 10 lei. Părerile oamenilor sunt însă împărțite, chiar dacă mulți nu știu ce înseamnă și la ce folosește această coplată. Luna martie aduce din nou schimbări radicale în cadrul sistemului de sănătate. Pacienții vor fi nevoiți să scoată bani din buzunarul propriu pentru o taxă reprezentând serviciile medicale. Coplata va fi calculată în funcție de serviciile furnizate. Excepție la plata acestei sume vor avea serviciile de urgență în ambulatoriu de specialitate, medicina de familie sau în cazul analizelor medicale. Totodată, persoanele exceptate la această lege sunt copiii, gravidele, pensionarii cu mai puțin de 740 de lei pe lună, bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, dacă nu realizează venituri de muncă, și veteranii de război. Această taxă se va achita numai la externare. Părerile oamenilor sunt însă împărțite, chiar dacă mulți nu știu ce înseamnă și la ce folosește această coplată. Ce părere aveți despre coplata pe care trebuie să o plătiți în domeniul sanitar începând din martie? Sunteți la șară? Nu că nu sunt de acord, că 10 lei mare lucru n-ar însemna, dar nu, rezultatul nu este cel pe care ne-l dorim. Cred că trebuie să se gândească mult mai profundă situația. 10 lei nu e mare lucru și n-am înțeles la externare. 10 lei pe zi, pe ce reprezintă ăștia 10 lei? Pentru ce? Din partea mea, nu e ceva normal, pentru că atâta vreme cât plătim CAS-uri, suntem angajați și trebuie să plătim treburile astea, nu văd de ce e un lucru bun. Cred că e un lucru abuziv. Nu, bineînțeles că. Să sperăm că va fi totul bine și pentru noi și pentru cei care hotărăsc în guvern. Având în vedere că suntem populația așa de săracă în Giurgiu, nu sunt lucruri de muncă, pentru noi nu este bine. Eu cotizez, dar dacă asta e, nu există altă posibilitate pentru sănătatea noastră, ce să zic? Sunt de acord să-i dau și pe aia, ce să fac? Asta e situația. Coplata pacienților internați va fi stabilită în funcție de categoria spitalului în care au fost internați, dar și durata spitalizării. Astfel, pentru spitalele de categoria 1, pacienții vor plăti pentru o singură zi de spitalizare suma de 60 de lei. Pentru spitalele care se încadrează între categoriile a 2 și a 5, pacienții vor ajunge să plătească între 20 de lei și 70 de lei. Cât privește coplata în funcție de asistența medicală, bolnavii vor achita sumele pentru serviciile medicale în funcție de specializarea solicitată. Astfel, cel mai puțin vor achita pentru asistența medicală primară între 4 și 5 lei și între 5 lei și 20 de lei pentru analizele de laborator. Spitalul Județean Giurgiu este clasificat în categoria 3, motiv pentru care giurgiuvenii vor plăti la externare sume între 20 de lei și 70 de lei. Pentru a face față consecințelor unui dezastru sau unei calamități naturale, este nevoie de o mobilizare rapidă și completă, precum și o utilizare eficientă a resurselor materiale. Crucea Roșie Giurgiu a inițiat un apel privind strângerea de alimente perisabile pentru un număr de 300 de persoane afectate de dezastru sau calamitate naturală. Toate acestea pentru constituirea unor depozite de alimente în primele 24 de ore. Experiența a dovedit că o organizare bine planificată și un personal instruit sunt esențiale pentru reușita operațiunilor de ajutor.
De aceea, Crucea Roșie Giurgiu a propus prefecturii ca la fiecare primărie să se strângă un stoc limitat de alimente pentru a putea interveni în primele ore de la producerea unui dezastru. Se dorește ca acest lucru să se facă prin serviciul voluntar pentru situații de urgență până la sosirea forțelor speciale de intervenție. Aceste stocuri de alimente, cum ar fi zahăr, apă minerală, ciocolată, biscuiți, conserve și pâine, trebuie să fie imediat utilizabile în caz de dezastru. De asemenea, s-a făcut apel și la salariații instituțiilor publice pentru a dona astfel de alimente și pentru a veni în sprijinul semenilor noștri. Pentru a face față consecințelor unui dezastru sau unei calamități naturale, este nevoie de o mobilizare rapidă și completă, precum și o utilizare eficientă a resurselor materiale. În acest sens, filiala de Cruce Roșie Giurgiu a inițiat un proiect pe care l-a propus doamnei prefect Nina Carmen Crișu de a constitui un stoc de alimente greu perisabile la serviciile voluntare pentru situații de urgență din cadrul consiliilor locale. Prin acest proiect se urmărește o rapidă întoarcere la starea normală, populația fiind ajutată să folosească în modul cel mai eficient toate ajutoarele materiale existente, dar și să intervină prompt în situațiile de dezastru, cum au fost cele de iarna trecută, din localitățile afectate de viscol și căderile masive de zăpadă, în care oamenii au avut mari probleme privind asigurarea unui strict necesar minim. Până la această dată, instituțiile care au răspuns apelului nostru și, bineînțeles, apelului făcut de Prefectura Giurgiu sunt AJOFM, care a predat deja o cantitate de alimente la Crucea Roșie Giurgiu, Casa de Pensii și ITCSMS. În total am colectat până la această dată apă minerală 54 de sticle, conserve pate 174 de cutii, biscuiți 48 de pachete, ceai 38 de cutii, zahăr 30 de kilograme. Până la această dată au răspuns apelului inițiat de Crucea Roșie Giurgiu și au solicitat detalii despre modul de organizare doar 3 instituții și 5 primării din localitățile Oinacu, Slobozia, Hotarele, Izvoarele și Daia, precum și Inspectoratul Poliției de Frontieră Giurgiu. Alături de ministrul de Finanțe, parlamentarii giurgiuveni analizează propuneri pentru aducerea agriculturii românești la standarde europene. Odată cu aplicarea impozitelor pe profitul realizat prin activități economice din agricultură, se întrebă și măsuri pentru o mai bună fiscalizare în domeniul panificației. Legea bugetului de stat și cea a asigurărilor sociale s-au dovedit a fi subiecte fierbinți pe agenda politică românească. Senatorul PSD Niculae Bădălău apreciază că perceperea impozitelor pe profiturile din activități economice realizate în agricultură reprezintă o măsură firească aplicată de mult în țările Comunității Europene. Nu se poate ca cei care dețin mai mult de 2 hectare de teren să nu plătească, susține Niculae Bădălău. Nu poți să ai 100 de hectare pe numele tău și să nu plătești niciun fel de impozit. De fapt, tu faci o activitate economică. Acea activitate economică. A fost o dezbatere în partid destul de dură, să știți, vis-a-vis de lucrul ăsta. Eu m-am opus inițial. După aceea, domnul Chițoi a venit și ne-a explicat foarte clar ce se dorește pe lege. Se dorește pe lege ca cei care au peste 2 hectare și care nu produc pentru ei, pentru consumul propriu, animale și așa mai departe, să își facă PFA-uri, societate comercială și așa mai departe pentru a intra în rândul legii. Pentru o mai bună colectare a sumelor la bugetul de stat și eliminarea evaziunii fiscale, se caută o formă de intervenție în domeniul panificației. Căutăm o formă pentru fiscalizarea pâinii, a mai apreciat Nicolae Bădălău. În ultimii ani, municipiul nostru s-a îmbogățit cu mai multe statui, unele dintre acestea amplasate în zone foarte bine circulate și bine puse în evidență. Cu toate că pe lângă acestea trec zilnic sute sau chiar mii de giurgiuveni, ei nu cunosc amănunte despre statuile în cauză. Ușor cambrată, surprinsă, într-un interesant gest suspendat, silueta statuară parcă privește spre cer, plasa din mâinile sale părând a fi aruncată spre nori. Asta pentru cei care înțeleg compoziția metalică plasată în sensul giratoriu de lângă Palatul Copiilor. Unii dintre giurgiuveni nici măcar nu știu despre ce este vorba, iar alții au botezat-o răutăcios, perietoarea de ciori. Oricum, părerile sunt împărțite. Ce reprezintă statuia aceasta? Nu știu. Sincer să fiu, nu știu. Nu știți nici cum se numește? Nu. Păi de unde să știu eu ce reprezintă? Dar cum se numește, știți? Nu
știu, nici n-am fost atentă. Nici prea puțin m-a interesat. O porcărie, zice, chiar fi pescarul care aruncă la somn. Am stat mult să mă gândesc ce ar putea fi. Dar cum se numește, știți? Nu, păi nici nu mai trebuie, ar trebui dată jos că e o porcărie. Înțeleg ce înseamnă, aș vrea să-mi spună cineva. Sau chiar dumneavoastră. Știi ce mi-ar place să fie aici? Statuia lui Mihai Viteazcu. Nu-i chiar aia. În orice caz asta, cu pământul în brațe, cu ce-o fi, aia, nu bă, știu. Nu, una, nu știu. Statuia aviatorilor. Nu avem nici cea mai mică idee. Nu știu. Dar ce reprezintă, știi? Pământul. Pământul. Despre ecologie, cred. Nu am nicio idee. Înțeles că pescar... Dar ce reprezintă, știți? Da, un postromot, pescar. Nu știu ce este, ce ne reprezintă. Ar fi un pescar. Statuia din rondul de lângă Palatul Copiilor poartă denumirea de pescarul, aparține artistului plastic Octavian Mardale și a fost donată municipalității de către firma Shipyard ATG, care a și construit statuia. Criza a fost nemiloasă cu România, a lăsat mii de bărbați și femei fără loc de muncă. În cei 4 ani de criză, șomajul feminin a urcat în aproape toate județele din țară și perspectivele nu par să se îmbunătățească. O analiză a publicației Econtext arată câte femei și-au pierdut locul de muncă în cei 4 ani de criză în toate județele României, iar datele nu sunt deloc optimiste. În perioada decembrie 2008-decembrie 2012, șomajul feminin a urcat în aproape toate județele țării. Astfel, din cele 41 de județe din România, numărul femeilor fără loc de muncă a scăzut doar în 3 județe, Iași, Hunedoara, Caraș, Severin, de când a început criza și până în prezent. În schimb, a urcat în 38 de județe, printre care și Giurgiu. În perioada 2008-2012, numărul femeilor înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Giurgiu, a cunoscut aceeași evoluție ca și numărul total al șomerilor, în sensul că a crescut sau a scăzut în funcție de fluctuațiile totalului șomerilor înregistrați. Femeile reprezintă aproximativ 45% din totalul șomerilor înregistrați în județul Giurgiu, neexistând diferențe semnificative între numărul acestora în perioada 2008-2012. Cu toate că, în general, numărul femeilor care se află în șomaj este mai mic decât cel al bărbaților fără loc de muncă, asta nu înseamnă că lucrurile stau bine pentru ele. În județul Giurgiu s-a înregistrat o creștere de 16,87%. Astfel, în decembrie 2008, numărul giurgiuvencelor fără ocupație se ridică la 2110, pentru ca 4 ani mai târziu, în decembrie 2012, numărul acestora să ajungă la 2538 de persoane. Și acum o informație din sport. Kevin Sims, conducătorul de joc american, revenit la CSS Giurgiu pe parcursul returului actualei ediții de campionat, a suferit o gravă accidentare la genunchi. Acesta va rata astfel restul sezonului. Jucătorul nord-american Kevin Sims a suferit o ruptură de ligament și menisc la genunchiul piciorului stâng. Astfel spus, dacă diagnosticul este corect, sunt șanse foarte mari ca aici să se încheie sezonul pentru Sims. El a bifat 9 prezențe în acest sezon pentru CSS Giurgiu, având medii de 11,8 puncte, 2,8 pase decisive și 2 recuperări pentru 9,4 la eficiență. Cel mai grav este faptul că CSS Giurgiu nu mai are drept să efectueze transferuri. Echipa antrenată de către Chris Terrell a operat ambele extra transferuri permise de regulamentul în vigoare tocmai prin aducerea lui Sims. Al doilea jucător adus prin extra transfer este Adrian Stan, ex-jucător al Concordiei Chiajna. În aceste condiții, CSS Giurgiu va trebui să continue acest sezon cu numai 5 jucători americani. Să vedem acum cum va fi vremea miercuri la Giurgiu. V-am găsit! Un val de aer cald ce traversează Europa va crește temperaturile din termometre în următoarele zile. Încălzirea vremii va duce la transformarea ninsorilor în ploaie. În cursul nopții de marți, la Bolintin, Vale și Mihăileș se vor înregistra -2 grade Celsius.
La ghimpați, hotarele, comana și izvoarele, termometrele nu vor indica mai mult de un minus 1 grad, iar la Giurgiu minus 2 grade Celsius. Miercuri vremea se încălzește simțitor. În sudul țării apar precipitații puține și slabe, iar ceața va fi prezentă mai ales dimineața. La Giurgiu, maxima zilei atinge 3 grade Celsius la amiază. La Bolintin Vale se vor înregistra 4 grade cu plus, iar la Mihăilești 3 grade Celsius. În restul localităților giurgiuvene, la Ghimpați, hotarele, comana și izvoarele vor fi 2 grade cu plus. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina, vreme și vreme bune vă doresc! Se spune că tot ce e bun în viață e imoral, ilegal sau îngrașă. E un preț plătit pentru plăcerea oferită papilelor gustative. E un fel de plată. Prima, următoarea e coplata, taxa pentru externare. Asta e legală. Femeii spune că este și morală. Mulți dintre noi nici nu știu ce e, cine e și dacă părinții ei o lasă. Unii o confundă cu statuia din giratoriul de la Teatrul de Vară. Excentrica reprezentare metalică nu e nici morală, nici ilegală și nici nu îngrașă, dar oripilează. Știrile TV Giurgiu se încheie aici, rămâneți alături de noi, după jurnal puteți urmări o ediție specială despre impozitele din agricultură. De la 19:30 de minute, Mariana Brăgaru vă dă întâlnire la emisiunea Punctul PI, o temă importantă, clasa pregătitoare. Iar de la ora 21 puteți urmări emisiunea Suflet Tânăr. Sunt Nicoleta Pană și vă doresc numai bine!